Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începând de săptămâna aceasta, Dublu sau Nimic a intrat în vacanță. Da, dar va fi înlocuit cu un super concurs nou-nouț creat de maestrul Luca. Casa de producție Pastia. Da. Luați-vă un creion și notați că sunt reguli deosebite, diferite și s-ar putea să fie nevoie de un timp de adaptare și ca atare am zis să începem de pe acum cu exercițiile. Domnilor și doamnelor, am zămislit acest concurs mânat cumva da, de dorința multor participanți de Dublu sau Nimic de a-și alege domeniul sau de a întreba din ce domeniu este următoarea întrebare. De aici am plecat când am creat acest nou concurs care va debuta luni la Europa FM în emisiunea noastră Deșteptare. Și care se numește, că el mi-a amintit cumva de un joc al copilăriei care se numea Flori, Filme, Fete sau Băieți. Da. Inițial el a vrut să facă o variantă la Rațele și Vânătorii. Exact. Da. Era prea vizual. Dacă vreți, jucăm în studio, țară-țară, vrem o stași. Bravo. De la Flori, Filme, Fete sau Băieți, care sigur doar inspiră numele acestui concurs, nu are practic nicio legătură. Noi când noi avem fete. Decât formal, da. Da. Dacă și acolo ți alegeai și un domeniu flor, și un partener cu care participai, aici ascultătorii noștri, noi vom avea în fiecare dimineață trei domenii diferite, din care vor fi întrebările. Da. Și le vom prezenta concurentului, concurent care va fi ales prin înscriere pe site, cum se întâmpla și la Dublu sau Nimic, el va intra în direct și își va alege unul dintre cele trei domenii. Luca a făcut o listă cu vreo 30-40 de domenii, la care fiecare dintre noi va trebui să pregătească întrebări, vă zic imediat, are domenii foarte interesante, cum ar fi internet. Da, înțelegi? Adică vor fi domenii felurite, domnule. Deci, da, gastronomie, natură. Întrebări din internet o să fie. Știință, geografie, sport. Fel de fel. Așa. Și concurentul își alege domeniul, iar domeniile vor fi distribuite aleatoriu între noi trei, Luca, Vlad și George. Și în funcție de domeniul pe care și-l alege, va fi susținut concursul de unul dintre noi. Adică nu voi mai fi numai eu deci responsabil dacă... cum era la Dublu, vom face pe rând. Deci practic vom anunța. Domeniile da. De astăzi sunt inginerie spațială, da. Fizică cuantică și chimie anorganică. Cel care e în direct și alege și el spune, domne, aș chimie anorganică. Chimie anorganică mi-aduc aminte câte ceva din liceu. Și atunci noi dezvăluim cine a pregătit întrebările. Domne, întrebările din chimie anorganică sunt astăzi la maestru George Zafiu. Da. Și de aici George îl prea pe client. Da. Tot așa, așa se pun întrebările, 6 secunde pentru răspuns. Da, doar diferența față de Dublu sau Nimic e că nu se mai dublează, ci sunt 3 întrebări la care vei răspunde în funcție de cât te răspunzi, ația bani vei încasa. Deci fiecare întrebare are o valoare diferită. Da, și fiecare participant va răspunde la toate cele trei întrebări, chiar dacă greșește la prima, la a doua sau la a treia. Poate să greșească la toate, poate să răspundă corect la toate. Dar pleacă acasă doar cu banii de pe răspunsurile corecte. Evident. Bravo. Și valorile sunt 100 de lei, 200 de lei, 400 de lei. Deci premiul maxim poate fi de 700 de lei. Da. Neimpozabil. Adică bani în mână. Da, chiar neto. Și am zis să jucăm astăzi un pic cu asta. Am căutat și un cobai printre noi. un cobau. Ce și rău am ești. Găsit cobau Adrian Tudor, producătorul nostru, pe care nu l-au zis decât foarte rar, pentru că el este... Salut, Adi! Bună dimineața! Ești în direct la Europa FM. Da. Oh, din nou. S-a roșit, asta e. Deci domnul Adrian Tudor este concurentul nostru în această linie. Ce faci, Adi? Cu ce te ocupi? În general. În general, da. Mai ești cu colegi acolo sau cum ești? Câți ani ai? Da, câți ani? Spune-ne am ceva despre colegi care despre mai au la întrebări la ora asta. Am înțeles. Da. Bine. Domnul Adi, avem trei domenii astăzi. Luca, spune tu domeniile. Nu pot. Ba da, ce, nu le știa? Ba da, nu le-ai stabilit ieri. Luca, o să fie distracție. Era sigur. Deci fii atent. Nu. Domnul concurent, noi da. O să spunem trei domenii, tu alegi unul și o să descoperi cu cine joci. Hai să auzim. Da, deci domeniile sunt sport, istorie și zi tu ce... și muzică. Sport, istorie și muzică. Luca? Adevărat. Da, astea sunt. Da. Sport, istorie și muzică. Ce alegi? Ce alegi? Hai cu sport să mă întrebe Luca. Cu sport alegi, nu? Foarte bine. Aici este prima surpriză, ai picat pe mine. Pentru că... Întrebările din sport de astăzi sunt
preparate de maestru, da, Vlad Petrean. Da. Putem să spunem cine istorie are, de exemplu, eu aveam istoria. Și muzică are, aveam evident, eu. Domnul Luca. Da. Da. Înțelegi? Deci, bă, și n-am pregătit nicio întrebare despre Roxette. Surpresa. Sport, atenție, începe. Fiți atenți, semnalele sunt făcute acum de muze. Eu sunt cronometru, da? Tu trebuie să fii fundalul sonor. Deci nu, fii atent, Luca, tu faci, fii atent. Așa faci. Hai, gata. Sunteți gata, domnul Adi? Atenție, și numele. Cea mai gata. Fiți atenți. Pentru suma extraordinară de 100 de lei. Prima întrebare. Cum îl cheamă pe actualul antrenor al echipei naționale de fotbal a României? Tic-tac, tic-tac, Edi Iordănescu. Tic-tac, 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 tic-tac. Yeah! Ei, felicitări, formidabil, bravo. Bravo! A fost greu? Până acum, nu. Mulțumesc. Soția ta se bucură când ascultă? Nespus. Rămânem la fotbal. Da. Vom merge mai departe. Tot atenție. Sport. Rămânem în sport. Da. Deci, numai sport. Numai sport, da. Pentru a doua întrebare, în valoare de 200 de lei. Biu. La ce? Respiră mai adânc. Biu. Biu. La ce olimpiadă i-a fost retrasă medalia de aur Andrei Răducan din cauza că medicul echipei i-a administrat un Nurofen înainte de concurs? Tic-tac, tic-tac, Sydney 2000. Tic-tac, 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 tic-tac. Yeah! Deci, foarte bună, Adrian! Extraordinar! N-a fost ușoară. Până acum, ai câștigat 300 de lei, extraordinar, foarte frumos, bravo, nemaipomenit. Și pentru ultima întrebare, în valoare de 400 de lei, atenție, maestro, fondul. Ai schimbat. Aici fondul mai șmecher. Pentru domnul Tudor. Ce să creștem tensiunea. Ți-ai pierdut respirația? Câți jucători are o echipă de rugby? 15. Tic-tac, 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 tic-tac. Yeah! Bravo! Formidabil. De luni vă așteptăm cu concursul ăsta, cu fonduri ca lumea, cu tot ce trebuie. Ia întreabă-le, pune tu, Luca, întrebarea aia, ultima aia, dar am zis eu de 15 mici. Ah. Deci Luca a făcut el întrebări. Dacă ți-ai avea și una de 5. Domeniul muzică la tine. Da, ia picai pe Luca. Ai fi fost cu mine. Da. Și întrebarea ar fi fost... Stai, nu mai să o găsesc. Întrebarea ar fi fost foarte interesantă și anume, solistul cărei trupe rock este Klaus Meine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rammstein? Tic-tac. Nu. Vezi? Am câștigat 15 mici. Scorpions. Băi, nu cred. Vezi? I-a venit până la urmă, dar în afara timpului. De unde știi, mă, băiatule? Te gândești cine a pus întrebarea, merge motoraj. Așa ai făcut sau chiar știi? Am făcut legătura mai târziu. Klaus Meine nu poate fi decât neamț. Neamț? Două trupe mari germane ascultate în România și cunoscute, Rammstein și Scorpion. Iată. Și la Kraftwerk nu se mai gândește nimeni. Foarte puțin, este o nișă. Și eu Snap, te rog frumos, e tot trupă nemțească. Nu e rock. Da. Deci de luni, fraților, flori, filme, Luca, bun, da? Vlad sau George, întrebări de cultură generală, de cultură nivel generală. Mediu, da, dintr-un singur domeniu pe care vi-l alegeți înainte de concurs, dintre cele trei oferite în fiecare zi. Și în felul ăsta puteți încasa până la 700 de lei neto. Ceva fin. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.